Un război nuclear ar perturba atât de mult clima Pământului încât miliarde de oameni ar putea muri de foame. Chiar așa sună avertizmentul din revista Science, care publică cel mai extins studiu al fenomenului de iarnă nucleară realizat vreodată. Cu toate că efectele exacte rămân clare, descoperirea arată care sunt pericolele izbucnirii unui război nuclear. Iar cercetătorii oferă date vitale despre felul în care ne putem pregăti pentru alte dezastre globale. Estimează că o serie de atacuri cu arme nucleare ar introduce în atmosferă între 5 și 150 de milioane de tone de funingine. Au simulat apoi schimbările care se vor manifesta în cazul luminii soarelui, a temperaturii și a precipitației și au monitorizat reducerea producției de porumb, de orez, soia, grâu și a capturilor de pește. La câțiva ani, după un război nuclear între SUA și aliații săi contra Rusiei, media globală de calorii produse ar scădea în proporție de 90%, ceea ce va lăsa în jur de 5 miliarde de oameni morți de foame. Numai și un război între India și Pakistan, mai spun cercetătorii, ar duce la o producție agricolă globală redusă la jumătatea valorii normale și ar provoca moartea a două miliarde de oameni. Revista Science îl citează apoi pe David Deckenberger, cofondatorul ONG-ului Alianța pentru Hrănirea Pământului în Dezastre. El exploatează idei precum sporirea producției de alimente rezistente, cum ar fi algele marine, Adaptarea fabricilor de hârtie pentru a produce zahăr, or convertirea gazelor naturale în proteine prin bacterii și relocarea culturilor agricole pentru a face față unei clime alterate. Astfel de metode ar putea crește în mod dramatic cantitatea de alimente accesibile oamenilor. Chiar dacă un substitut nu are un gust la fel de bun ca porumbul de pindă, e mai bine decât să mor de foame, spun experții. Concluzia evidentă pentru toți oamenii de știință e că un război nuclear ar trebui evitat cu orice preț. Analiza lor arată ceva foarte important de transmis, anume că iarna nucleară este foarte, foarte rea, conchide revista Science.